Pacea Domnului Iisus Hristos și în această dimineață frumoasă de sabat, în acest moment în care Domnul ne promite odihna Lui peste neodihna noastră, ne promite prezența Lui în viața noastră. Bine ați venit pentru această experiență deosebită. Dragii mei, biserica nu este doar o biserică a teoriei, este o biserică a practicii, așa că vă rog frumos, uitați-vă în stânga și în dreapta, sunt o mulțime de oameni care merită să fie iubiți în jurul dumneavoastră. Iar după ce ne vom uita în stânga și în dreapta, vom descoperi că dincolo de zidurile acestei biserici sunt o mulțime de oameni care de asemenea merită să fie iubiți, pentru că Iisus Hristos i-a iubit mai întâi. Bine ați venit la cel mai mare paradox al lumii acesteia. Cea mai mare neînțelegere posibilă a acestei lumi se află aici, în această biserică. Și dacă mă întrebați despre ce este vorba, dați-mi voie să citesc. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Cel mai mare paradox. Ferice de cei nefericiți? Nu, ferice de cei prigoniți. E posibil? E posibil? Apoi, mulțumesc. Ferice de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ. Ce înseamnă a te ocărâ? A te batjocori, a te vorbi de rău. Ocara înseamnă blestemul cuiva care stă asupra ta. Poate nu neapărat în termeni foarte religioși, dar ocară înseamnă tot ceea ce un om gândește negativ în legătură cu tine, ție, zice aici, să-ți producă fericire. Ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ. Vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Vreau să vă aduc aminte că în întâlnirea noastră anterioară am vorbit despre faptul că minciuna și calomnia, ceea ce înseamnă tot felul de lucruri rele și neadevărate. Deci minciuna și calomnia rostite în biserică împotriva unor oameni fac ca familii întregi să se, poftiți? Să se piardă. De ce? Pentru că minciunile respective, neadevărul respectiv, este vorbit despre niște oameni la care ei țin. Și în momentul în care ei sunt înșelați în legătură cu identitatea acestor oameni, ei zic, aoleu, păi dacă și oamenii ăștia la care noi am știut și am crezut că sunt creștini adevărați, dacă și oamenii aceștia sunt așa, eu mai bine plec. Și spune mai departe, neghina se așează în sufletul lor, crește, se dezvoltă, iar adevărul devine nesemnificativ față de cantitatea de neghină care se dezvoltă. Cu alte cuvinte, aveți grijă, aveți grijă ce vorbiți despre oameni, bârfa, vorbirea de rău face dezastre în viața noastră ca societate, ca și cultură, ca vreme, ca generație, ca ce vreți dumneavoastră. Opriți vorbirea de rău. Bun. Mă întorc înapoi la textul meu din Matei, capitolul 5. Am citit versetul 11. Ferice de voi că din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigăni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Versetul 12. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Că tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Se pare că prorocii sunt un element care întotdeauna au stârnit. Ce au stârnit? Împotrivire. Ei sunt elementul de prigoană. Când vorbești de un proroc, prorocul respectiv n-a putut să existe în istoria lumii acesteia fără ca să nu fie avut necazuri, fără să fie avut probleme și mai ales fără să fi stârnit neplăcerea, ura celor din jur. Vom discuta despre lucrul acesta. Cum poate un proroc să stârnească ura celor din jur când prin definiție un proroc este omul lui Dumnezeu? Dumnezeu este dragoste și omul lui Dumnezeu cum este? Poftiți? Tot așa. Tot dragoste. Și dacă un proroc este dragoste, cum poate să stârnească ura celor din jur? Cum poate să fie considerat la un moment dat ca fiind incomod?
ca fiind de nedorit. Cum e posibil lucrul acesta? Și în final, tu și cu mine. Suntem prigoniți sau nu? Suntem prigoniți? Vom vorbi și despre prigoana mea și despre prigoana ta. Și vom încerca să vedem cum ne formează Dumnezeu în zilele acestea. Alături de textul din Matei, capitolul 5, vă voi invita la un alt text. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură în Filipeni, capitolul 3. Mă bucur că el a fost deja enunțat în biserica noastră la momentele de anunțuri și daruri. Deci, Filipeni, capitolul 3, versetul 10. Haideți de la 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate. E persecuție sau nu? E persecuție sau nu? Este persecuție când te gândești că le-a pierdut pe toate. Nu e persecuție când te gândești că toate sunt un gunoi. Când le socotești pe toate un gunoi, așa zice mai departe, le socotești ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Când le socotești ca un gunoi, atunci nu te mai persecută nimeni când ți le ia. Da? De-abia aștept să le dai. Dă-le ca să câștigi pe Hristos. Adică, este vorba de comparație, dragii mei, capacitatea noastră de a compara pe Domnul Iisus Hristos cu orice are lumea aceasta. Avem capacitatea aceasta. Avem capacitatea să înțelegem frumusețea, prețiozitatea, excelența Domnului Iisus Hristos, să te bucuri în legătură cu El ca nimeni pe pământul acesta. Avem această capacitate. Dacă vom face lucrul acesta, atunci toate celelalte lucruri își vor pierde din valoare. Vor deveni non-valori și pe măsură ce ele își pierd valoarea, Domnul Iisus Hristos devine din ce în ce mai de preț în ochii mei. Și versetul 10. Și să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui. E prigoană? E prigoană? Și da și nu, sigur că da. Un creștin nu se autoflagelează, nu-și produce sieși suferințe. Suferințele despre care vorbim aici sunt suferințe în momentul în care Apostolul Pavel calcă pe urmele Domnului Iisus Hristos și călcând pe urmele Domnului Iisus Hristos, el într-o lume în care orice faptă bună e pedepsită, nu se poate ca urmând pe urmele Domnului Iisus Hristos, lumea din jur să nu se poarte cu tine ca cu Iisus Hristos. Și dacă pe El l-au prigonit, cum să nu te prigonească pe tine? Și încă o dată întreb, e prigoană? Probabil că da. E prigoană? Probabil că nu. De ce? Pentru că aici textul spune și doresc să-L cunosc pe El. Și vreau puterea învierii Lui. Și vreau să știu suferințele Lui. Absurd. Apostolul Pavel care spune vreau să știu suferințele Lui. Noi avem mici suferințe în ziua de astăzi și când suferim puțin de tot, sărim până în tavan spunând că este intolerabil, că nu se poate. Și Apostolul Pavel spune, vreau. Mai departe, Apostolul Pavel ia crucea Domnului Iisus Hristos. Amintește de ceea ce Domnul Iisus Hristos spune, purtați-vă crucea în fiecare zi. Să-L cunosc pe El
puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți, cu El, cu Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel spune, vreau să copiez modelul, vreau neapărat să copiez modelul, identic cu Domnul Iisus Hristos, de la Betleem până la înviere. Până la înviere. Un pas mai departe, nu până la cruce. Până la înviere, un pas mai departe. Fraților, ferice de voi când oamenii vă vor prigoni. Așa este? Matei, capitolul 5. Zice aici, ferice de voi când oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni. Din ce cauză? Poftiți? Din cauza mea. Și cu asta intrăm într-o altă categorie, total diferită de tot ceea ce am gândit până în momentul ăsta. Cauza este a cui? A lui Hristos. Din cauza mea. Versetul 10 spune, ferice de voi când, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Textul nu spune ferice de cei prigoniți. Textul spune ferice de cei prigoniți din cauza neprihănirii. Fericirea vine din neprihănire, nu din prigoană. Apoi textul următor, 11, spune ferice de cei prigoniți din pricina cui? Din pricina mea. Fericirea vine de la Domnul Iisus Hristos, nu vine de la prigoană. Creștinii nu vor căuta niciodată prigoana. Creștinii vor căuta întotdeauna pe Iisus Hristos și neprihănirea Lui, corect? De asta Apostolul Pavel spune și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea cu suferințele și cu moartea Lui. Asta e tot. Ideea este din pricina mea. Ideea este cât te preocupă Domnul Iisus Hristos. Cât de mult, cât de puțin. De fapt, în viața noastră de pe pământul acesta, în toate problemele, crizele, necazurile pe care le avem, prin care trecem, ce ne preocupă? Și vă rog să observați, dacă nu există Iisus Hristos, necazurile devin goale. Ele devin fără sens. Și dacă n-au un sens, atunci întotdeauna le vom întreba, Doamne, dar de ce trec prin necazuri? Că n-are niciun rost, n-au sens. Puneți-L pe Iisus Hristos în necazurile dumneavoastră și vedeți că veți câștiga sens. Puneți-L pe Iisus Hristos în necazurile dumneavoastră și sensul va fi să-L cunosc pe El. De ce necazuri? Să-L cunosc pe El. Părtășia cu El de la Betleem până la înviere. La asta suntem chemați. Îl iei pe Domnul Iisus Hristos în necazurile tale? Îl iei? Îl pui acolo? Când te-ai îmbolnăvit? Când treci prin umbra mormântului? Ieri am fost la încă o mormântare tristă pentru mine. Tristă. Când treci prin umbra mormântului, unde îl pui pe Iisus Hristos? Unde îl așezi? Îl ai sau nu-l ai? Până la urmă, ce rost are viața grea, prigoana? S-a așezat lângă mine tatăl băiatului de 20 și ceva de ani, decedat. Și m-a întrebat, mi-a zis, cum se poate să vrei să faci bine și să ți se întoarcă numai rău? Cum se poate? E vreun rost? Vorbiți-i omului acestuia despre ferice de voi. Vorbiți-i despre ferice și el spune, n-am nicio fericire. Și apoi continuați și spuneți, când din pricina mea? Și așezați-l acolo pe Domnul Iisus Hristos și spuneți, din pricina mea, și veți vedea că totul se schimbă. Dacă e Iisus Hristos acolo, din pricina Lui, totul se va schimba. Luați-L pe Iisus Hristos. Nu va mai fi nicio pricină de fericire. Nu va mai fi nicio cauză de fericire. Nu va mai fi niciun motiv de mângâiere. Va fi necazul gol, steril, aspru.
Avem nevoie de această meditație din dimineața asta pentru a schimba pur și simplu perspectiva deznădăjduită a lumii care trece prin tot felul de probleme și de nenorociri. Plâng țările, plâng națiunile. Ucraina, Israelul, Gaza, Iordania, ce vreți dumneavoastră, plânge o lume întreagă. Gem spitalele. Divorțurile au umplut lumea cu oameni nefericiți. Gândiți-vă că sunt nefericiți înainte de divorț, pentru că de-aia divorțează, și gândiți-vă că sunt nefericiți după divorț, pentru că nu poate să le aducă nicio fericire. Și în timp ce omenirea este plină de plânsul acesta în hohote aproape, din rărunghi, în momentul acesta, lângă noi, zice Dumnezeu, ferice de voi, când din pricina mea. Dragii mei, plânsul lumii este din pricina noastră, fericirea lumii este din pricina lui Iisus Hristos. Asta e diferența. Plânsul lumii este din pricina lumii. Fericirea este din pricina lui Dumnezeu. Și acum, haideți să ne ridicăm ochii. Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Iov. Este astăzi foarte citată cartea lui Iov, pentru că în psihologie problema lui Iov devine un fel de punct nevralgic. Acolo se află toată tragedia noastră. Dar în timp ce este luat Iov și analizat din punct de vedere psihologic, emoțional și așa mai departe, se face abstracție de primele capitole. Se discută foarte puțin primele capitole. Umanismul nostru ne-a învățat să ne dăm crezare emoțiilor noastre. Lipsa de Dumnezeu ne face însă să nu înțelegem de ce ar fi trebuit sau de ce trebuie ca Iov să treacă dincolo de problema suferinței. Și iată despre ce e vorba. Capitolul 1 cu versetul 7, Dumnezeu care se laudă. Se laudă cu cine? De unde vii, Satano? Vrăjmașule, de unde vii? Eu îmi imaginez, eu știu, Marea de Cristal. Îmi imaginez acel anfiteatru enorm în care ni se spune că fiecare primește un nume nou. Cu alte cuvinte, acolo pe scaunul unde fiecare reprezentant al familiilor create din cosmosul acesta ia loc, acolo se află un nume. Un nume. Și anfiteatrul acela de cristal este plin de o asistență specială, glorioasă, fiii lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a chemat familia acasă. Și printre toți acești fii al lui Dumnezeu, prin familia lui Dumnezeu, apare și un nume nou care n-a fost până acum. Numele respectiv este Vrăjmașul. E o categorie nouă, e o realitate nouă, este un nume nou, Vrăjmașul. Și Domnul îi spune pe nume și îi spune, Vrăjmașule, de unde vii? Și vrăjmașul răspunde, Satan zice, de la cutrerarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Rețineți termenul de plimbare. Plimbare înseamnă ce? Un mers elegant de plăcere, așa cum spuneți dumneavoastră. Satan zice, mi-a făcut plăcere să văd pământul sub mâna mea. Mi-a făcut plăcere. Și în momentul acela, Dumnezeu îi strică toată plăcerea. Și spune, auzi, dar pe robul meu l-ai văzut?
Am spus-o de fiecare dată și îmi imaginez că Satan ar fi vrut să audă orice, numai de Iov să nu să audă. Și Iov este acel cuvânt care aruncă în aer toată dispoziția lui Satan. Pe Iov, al meu, l-ați văzut. Și Dumnezeu se laudă cu Iov. La nivel de univers, Dumnezeu se laudă cu Iov. Mă opresc aici și întreb: te-ai gândit vreodată să-i dai voie lui Dumnezeu să se laude cu tine? Să-i dai voie lui Dumnezeu. Cum e aia să-i dai voie? Simplu, să te pui într-o poziție în care Dumnezeu să zică: l-ai văzut pe Daniel? Da? L-ai văzut pe Valentin? L-ai văzut? Păi l-am văzut. Și ce ai văzut? Și ce ai văzut? Și Dumnezeu continuă și spune: știi ce? Nu e nimeni ca el. Din ce cauză? El e ca mine. Nu e nimeni ca el, pentru că el este ca mine. Și de aici încolo, de aici încolo se schimbă tot. Ferice de voi când din pricina mea, de acolo vine fericirea, din pricina mea, e ca mine. Dați-i voie lui Dumnezeu să se laude cu dumneavoastră. Dați-i voie lui Dumnezeu să zică: sfinții din Loma Linda. Dați-i voie lui Dumnezeu să zică: sfinții mei, oamenii mei, ai mei. Adică tot ceea ce urmează de acum încolo în viața lui Iov este din cauza cui? Poftiți? Din cauza cui? Ziceți. Că dacă n-ar fi vorbit Dumnezeu în felul ăsta, nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar a vorbit Dumnezeu așa. Cine-i cauza? Din cauza cui? Din cauza Domnului Iisus, care se laudă cu el. Orice persecuție în viața unui credincios vine din cauza lui. Dacă ești necredincios și dacă ești în tabăra cealaltă, acolo nu mă pricep. Nu știu din ce cauză vin problemele și persecuțiile. Dar știu că dacă ești din tabăra lui Iisus Hristos, atunci orice persecuție, orice problemă vine din cauza lui. Din cauza mea. Și este curat la suflet, se teme de Dumnezeu, se abate de la rău. Este dualitatea asta încă o dată și încă o dată. De fiecare dată când Dumnezeu se definește pe sine, el amintește despre faptul că răul n-are ce căuta în viața unui credincios. Trăim într-o vreme astăzi în care diferența între bine și rău nu se mai face. Trăim într-o vreme astăzi când suntem invitați să iubim și binele și răul. Și ni se spune că suprema iubire este acea persoană care știe doar să iubească, dar să nu se abată și să nu urască. Și Dumnezeu spune: nu e așa. Suprema iubire este când te abați de la rău și când urăști răul. Aia e suprema iubire. Mă rog, putem discuta aici, dar Scriptura așa definește iubirea. Din cauza asta lui Dumnezeu i-a fost posibil să emită legi morale de existență în univers. Datorită faptului că el a despărțit lumina de întuneric și binele de rău. Și din cauza asta a putut emite legi, nu numai de comportament, dar de existență. Adică într-o parte e viața, în cealaltă parte este moartea. Simplu. Dumnezeu le-a despărțit. Cum a putut să facă treaba asta? Datorită faptului că a despărțit lucrurile. Negați legea lui Dumnezeu și veți vedea ce confuzie apare. Pe baza neprihănirii care face deosebire între bine și rău, Dumnezeu se laudă cu Iov și spune: nu este nimeni ca el. Bun. Și Satan este psiholog. Satan este filozof. Satan intră în adânc și el lansează teoria critică. De la început, teoria critică, și spune așa: hai să ne gândim puțin, vrei să analizăm puțin critic situația? Vrei să analizăm? Nu? Critic. Hai să vedem critic. Tu zici că este așa, dar tu ești pozitiv. Dar critic pot să fii? Și Satan îl invită pe Dumnezeu la o abordare critică și spune: oare e adevărat că se teme de Dumnezeu, dar pe degeaba? Pe degeaba? Păi, cum ar trebui să se teamă? Păi ar trebui să se teamă pe degeaba. E corect?
E corect să te temi degeaba. E corect să iubești degeaba. Fraților, intrăm în probleme aici. Nu se poate să iubești degeaba. Întotdeauna iubești datorită faptului că celălalt este vrednic de iubit. Este curat, este frumos. Îl iubesc pe Dumnezeu pentru că El m-a iubit întâi, auziți dumneavoastră. El m-a iubit întâi. Este imposibil să iubești tu întâi și fără niciun motiv. Este imposibil? Și aici dai de Dumnezeu. Trebuie să fii Dumnezeu ca să iubești fără niciun motiv. Și Dumnezeu îi răspunde lui Satan pe limba lui tocmai pentru a arăta că în Iov este asemănarea cu Dumnezeu, este după chipul său. De aia intră Dumnezeu și îi spune, ok, sunt de acord cu tine. Pentru că ceea ce spune Satan mai departe, zice, nu l-ai ocrotit tu pe el casa lui și așa mai departe, ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, turmele lui acopăr țara, dar ia întinde-ți mâna și ia-i ce i-ai dat. Te va mai iubi? Și Dumnezeu zice, dacă e ca mine, mă va iubi. Dacă e ca tine, nu. Și asta este toată problema. Ca cine ești? Ca Dumnezeu? Sau ca Lucifer? Ca vrăjmașul? Și începe. Vreau să-mi spuneți. Cum numiți dumneavoastră ceea ce urmează? Într-o zi, pe când fiicele lui mâncau și beau, a venit la Iov un sol care zicea, boii, măgărițele, toate au fost luate de niște sabeeni, au trecut slujitorii prin ascunșul săbiei, numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Și așa mai departe. Cum numiți asta? Mulțumesc, sora Cati. Prigoană. Cine-i marele prigonitor în cazul ăsta? Poftiți? Cine-i prigonitorul? Nu sunt sabeenii, nu sunt ăia. Nu. Prigonitorul e vrăjmașul care pune în joc toate aceste lucruri. El este marele prigonitor. Sigur că da. El prigonește. Și Iov, prigonitul în momentul acela, zice versetul 21, gol am ieșit din pântecele mamei mele. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Și spune versetul, Iov n-a greșit cu nimic. Și foarte important, peste cât timp s-au mai întâlnit iară fiii lui Dumnezeu? Poftiți? Puteți să-mi spuneți? Când s-au mai dus iarăși la Marea de Cristal? Când s-au așezat din nou pe scaunele lor? Când a venit Satan din nou în mijlocul lor? Cât timp să fi trecut? Nu știu. Dar în timpul ăsta Iov pătimea. Nu știu cât a trecut. Și pe fondul ăsta Dumnezeu nu se, iertați-mă, Dumnezeu nu se oprește, nu se astâmpără. Dumnezeu continuă. Dumnezeu se laudă din nou cu Iov. Doamne, nu poți să nu te lauzi cu Iov, că uite ce s-a întâmplat, prima dată. Oprește, nu te mai lăuda, că de fiecare dată când te lauzi tu. Înțelegem lucrul ăsta. Vin peste tine probleme, vin peste mine probleme și de fiecare dată când vin probleme, dacă este din cauza lui Iisus Hristos, te întreb de unde vin problemele. Vă știți locurile, da? Poftiți. Bun, bine ați venit. Da, deci de unde vin problemele? Și răspunsul este simplu. Vezi că problemele vin de la marele prigonitor. Îmi pare rău, Eugen, că n-ai fost până acum. Vorbeam despre faptul că sunt oameni prigoniți în lumea asta, cu multe necazuri. Există o scenă în Sfânta Scriptură, pentru tine o să recapitulez puțin. Există o scenă în Sfânta Scriptură, în cartea lui Iov, în care Dumnezeu se laudă cu Iov. Și spune, l-ai văzut pe robul meu Iov? Și se laudă în fața universului întreg. Acolo era și marele vrăjmaș Satan. Și în condițiile astea, Satan îi spune, auzi, da,
E adevărat că Iov este neprihănit, e adevărat că este un om deosebit, dar ea întreabă-te de ce. Și Satan spune, dacă te uiți la o analiză mai concretă, spune textul, el ți-a fost credincios pentru că l-ai ocrotit, ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, turmele lui acoperă țara. I-a mers bine, de-aia el e credincios, pentru că l-ai plătit, nu? L-ai plătit? Spune mai departe, dar ea, trageți tu mâna de la el, să vezi, va mai fi credincios. Și urmează momentul în care, zice aici, turmele lui au fost luate și a ajuns sărac la pământ, zero. Și în condițiile astea, spuneam acum, Dumnezeu nu se oprește. Că de fiecare dată când Dumnezeu se laudă cu Iov, de fiecare dată el declanșează o... Nu? Declanșează o... Cum să numesc asta? Opoziție. Nu numai o opoziție, dar o serie de atacuri extraordinare din partea lui Satan. Interminabile. Aproape că ea spune, Doamne, nu te mai lăuda cu Iov ca să fie bine și lui Iov. Și acum eram la aplicația asta. Poate că am putea înțelege că de fiecare dată când avem o problemă, poate că ar merita să ne gândim, poate că Dumnezeu s-a lăudat iară cu mine. Ce ziceți? Puteți să faceți treaba asta? De fiecare dată când avem o problemă, se zice, poate că s-a lăudat Dumnezeu iară cu mine. Am putea face lucrul ăsta? Da sau nu? Greu, așa este, greu. Dar de ce e greu? Pentru că nu suntem ca Iov, asta e toată treaba, știți? Nu suntem ca Iov. Iov pe tot parcursul cărții sale se laudă, nu se laudă, se apără cu dinții și cu unghiile și spune, eu n-am păcătuit, eu nu sunt vinovat. Putem să facem noi asta? Și totuși Dumnezeu așteaptă de la noi lucrul ăsta. Dumnezeu așteaptă de la noi acest lucru. În sfârșit, mă întorc, a doua oară Dumnezeu se laudă cu Iov și a doua oară vrăjmașul spune, da, dacă te lauzi cu Iov, hai să mergem mai departe. Hai să mergem mai departe. Cum? Uite, stai să spun cum. Piele pentru piele, versetul 4, capitolul 2 cu 4. Omul dă tot ce are pentru viața lui, dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Mergi mai departe? Mergi mai departe? Se poate să-L iubești pe Dumnezeu degeaba? Nu pentru sănătate, nu pentru că te-a ținut în viață, nu! Să-L iubești pe Dumnezeu în ciuda faptului că le pierzi pe toate astea. Se poate? Domnul a zis lui Satana, ți-l dau pe mână. Ia-l. Cruță-i viața. Și începe ce începe? Începe persecuția din nou. Vedeți dumneavoastră, vedeți dumneavoastră. Noi trăim într-o vreme în care cuvântul lui Dumnezeu spune că îngerii săi țin vânturile ca să nu sufle pe pământul acesta. Puterea lui Satan este restrânsă. Puterea lui Satan este anulată datorită harului lui Dumnezeu. Cu toate acestea, există momente în care vânturile scapă. Le auzi fluierând, șuierând și trec cu sute de mile pe oră, pe la urechile tale. Și creează probleme, dificultăți. Cum le înțelegi? Vreau să te întreb, ești fericit? Ferice de cei prigoniți din pricina mea. E din pricina Domnului sau din altă cauză? Asta e tot. În momentul când ai probleme și când ai necazuri, atât să te întrebi, din cauza cui? Atât. Să fii sigur că e din cauza lui Dumnezeu și atunci poți să fii fericit în ciuda oricărui fapt. Fii sigur că nimic nu te-a despărțit de Dumnezeu. Fii sigur că nimic nu te-a dat înapoi. Fii sigur că ești în mâna lui. Mulțumesc.
Fraților, mai este ceva foarte important de asemenea. Nu prigoana e foarte importantă aici. Nu. Toți oamenii sunt prigoniți. Ceea ce e important în această situație este cum răspunzi la prigoană. Vreți să deschideți cu mine în Matei, capitolul 5, la pasajul ăla din Scriptură care e așa de greu de acceptat. Așa de greu. Repet, nu prigoarea e importantă, ci important este cum răspunzi în timpul în care ești sub criză, sub probleme, sub prigoană. Cum răspunzi? Oricui, versetul 39, oricui te lovește pe obrazul drept, supără-te și stai supărat 3 zile. Da? Nu mai merg în partea cealaltă, că nu. Și Dumnezeu spune, întoarce-l și pe celălalt. Repet, nu prigoana e importantă, ci important este dacă tu la final ai întors și obrazul celălalt. Asta e important. Rezultatul, ce faci sub prigoană? Dacă vrea cineva să se judece cu tine, să-ți ia haina, îți ia haina. A cui e haina? Ea mea, mi-o ia. Nu mai vorbesc cu el o viață întreagă. Nu mai îmi trebuie. Sunt soluțiile la care noi apelăm de fiecare dată. Cuvântul lui Dumnezeu spune, știi ce? Dă-i și cămaș. Ați văzut vreun prigonit? Ați văzut vreun prigonit făcând așa? E prigoană de aia la care facem noi referire, știți? Noi când vorbim de prigoană, vorbim despre arderi pe rug, dați la lei, creștinii din primele secole și zicem, noi acolo vom fi. Dar când este vorba să-mi ia cineva haina, spuneți-mi, vă rog mie, cum mă port. Când e vorba să-mi dea cineva o palmă, spuneți-mi mie, cum mă port. Eu zic că voi face față când voi fi prigonit pentru Iisus Hristos la lei, voi face față la ruguri, voi face față la orice, îmi voi da viața pentru Domnul Iisus Hristos. Dar astăzi, când îmi spune cineva două vorbe urâte și nu calcă exact pe cum vreau eu, în momentul acela spuneți-mi ce se întâmplă în viața mea. Repet, nu prigoana este importantă, modul în care eu răspund în prigoană. Și cum mă port eu astăzi îmi arată cum voi reacționa în momentul în care voi fi chemat să fiu martor pentru Iisus Hristos. Și voi reacționa la fel. Ca acum. Sunt pregătit. E ferice de mine. Nu-i ferice de mine. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Ați fost blestemați în ultima vreme în vreun fel? Nu știu cum. Da. Vi s-a întâmplat vreo problemă verbală? Cineva să-ți vorbească urât în ultima vreme? Vi s-a întâmplat? După ce vi-a spus vorbe urâte și grele, după aceea l-ați binecuvântat? L-ați binecuvântat? Nu în ghilimele. Scoateți ghilimelele. Da? Vă rog eu frumos. Că ghilimelele astea ne nenorocesc pe noi. L-ați binecuvântat? V-ați rugat pentru el? I-a spus Domnul să te țină. Fraților, persecuția arată ce e în interior. Persecuția arată cât de bogați sau cât de săraci suntem. Persecuția mi arată întotdeauna ce scot afară din mine, ce dau din mine. Mântuitorul spune că a călcat singur în teasc și a fost zdrobit ca și cum l-ar fi pisat cineva în teasc și tot ceea ce s-a găsit în el a fost scos afară, s-a văzut. Vom fi puși în teasc fiecare creștin și tot ceea ce avem înăuntru va fi scos afară. Nu vă e teamă?
Se poate ca tot ceea ce avem înăuntru să fie expus afară? Se poate? Și cineva îmi spune nu. Sigur. Le ascundem, le ținem, le tăinuim, dar va veni o vreme când totul va fi vorbit de pe acoperișul caselor, spune Sfânta Scriptură. Da? Va fi strigat de pe acoperișul caselor. Tot ceea ce tu ții secret, tot ceea ce ți ții tu înăuntru, va fi făcut public peste tot. Ce se va întâmpla atunci? Va fi pentru Iisus Hristos sau va fi împotriva lui Iisus Hristos? Apropo, există zone în viața ta care sunt împotriva lui Iisus Hristos? Zone undeva puse în ascuns, jos, în infrastructură, în subconștient, în undeva jos, puse acolo, dar care există? Sunt zone de felul ăsta? Sau totul a fost pus pe mâna, sau dat pe mâna lui Iisus Hristos? Persecuția pentru asta este. Persecuția este ca să scoată afară tot ceea ce este înăuntru. Adică te blastămă cineva pentru ca tu să scoți în afară. Ce să scoți în afară? Să fie limpede. Dacă mai avem în noi vreo urmă de amărăciune, aceea va ieși afară. Te va blestema cineva, tu îi vei răspunde înapoi. Îți va da cineva o palmă, îi vei răspunde înapoi. Și se va vedea amărăciunea, se va vedea ceea ce nu seamănă cu Iisus Hristos, se va vedea tot ceea ce este rău noi. Se va vedea! Iisus Hristos spune, nu, dacă te blestemă, binecuvintează. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă să am în mine numai binecuvântare. Înțelegeți? Numai binecuvântare de la un cap la altul, să nu știu alt limbaj, să nu știu alte vorbe. Asta înseamnă. Păi dacă în gândirea mea discursivă, n-am vorbit cu gura, cu limba, dar în gândirea mea sunt și alte cuvinte, va veni o vreme când vor ieși afară. Strângeți doar binecuvântare în viață. Vorbiți doar har. Stați față în față cu mântuirea lui Iisus Hristos. Faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. O, Doamne! Imaginați-vă că va veni timpul de prigoană. Și îmi imaginez că de fiecare dată ne vedem la rugăciune toți, pentru că așa zicem, în timpul de prigoane biserica va fi în odaia de sus la rugăciune. Va fi în odaia de sus la rugăciune pentru cine? Poftiți? Pentru cine? Și în mintea noastră ne imaginăm de fiecare dată că noi ne vom ruga unii pentru alții, dar nu ne gândim niciodată că Dumnezeu ne spune să ne rugăm pentru cei ce ne prigonesc. Stau și mă gândesc, de ce Pavel sau prigonitorul Saul, de ce prigonitorul Saul s-a întâlnit cu Dumnezeu pe drumul Damascului cu Iisus Hristos și de ce l-a convertit Domnul Iisus Hristos în momentul acela extraordinar al drumului Damascului? De ce? S-o fi rugat cineva pentru el? S-o fi rugat cineva? Fraților, dacă biserica primară era asemănătoare lui Iisus Hristos, atunci să fie foarte clar, să fie foarte clar, s-a rugat cineva. S-a rugat cineva pentru el. Există un text care aș vrea să completeze tabloul nostru. Textul este în Roman 15. Mă ajută să înțeleg foarte bine. Roman 15 cu 3. Ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. 15 cu 3. Haideți cu mine să analizăm puțin textul. Ocările celor ce te urăsc sau te ocărăsc. Cine este acest te urăsc sau te ocărăsc? La cine face referire? Poftiți? Dar fiți atenți că cel ce vorbește aici este Domnul Iisus Hristos, este cuvântul profetic pe care Domnul Iisus Hristos și-l adresează sau și-l pune în dreptul său. Deci el zice cuvintele astea. Este citat de Pavel, căci Hristos nu și-a plăcut lui însuși, după cum este scris.
Și vorbește despre Domnul Iisus: ocările celor ce te ocăresc pe tine au căzut peste mine. Sunt două pronume: tine și mine. Cine este tu în acest text? Tatăl. Și mine cine este? Domnul Iisus Hristos. Înțelegeți dumneavoastră care este rolul, ce s-a întâmplat la cruce, înțelegeți? La cruce s-a întâmplat un lucru extraordinar. Ocările ale cui? Ocările oamenilor, ocările lui Satan, care trebuiau să cadă pe cine? La cine erau direcționate? Pe cine? Nu. Pe Tatăl. Ocările trebuiau să cadă pe Tatăl. Acolo trebuia să ajungă. Și Domnul Iisus Hristos spune: n-au căzut pe Tatăl, au căzut pe mine. Este imaginea aceea sângelui vărsat. Venea preotul cu sângele în vas. Venea înaintea perdelei, lua sângele, care era sânge purtător de păcate, cu alte cuvinte era sânge murdar. Era sângele respectiv și l-a aruncat spre ce? Spre unde? Spre chivot, dar l-a aruncat pe chivot între cei doi heruvime. Acolo era șechina, acolo era tronul Tatălui. Și lua sângele respectiv și l-a aruncat acolo, către tron. Era ca și cum păcatele mele, al meu și al tău, ar fi venit și lovesc în fața lui Dumnezeu. Și în timp ce sângele era aruncat către Tatăl și acolo trebuia să ajungă, perdeaua cădea din tavanul templului și se interpunea între chivot și între preot. Și sângele cădea pe perdea. Și Domnul Iisus Hristos spune: ocarea care era pentru tine a căzut peste mine. La cruce a fost purtător de ocară. Ocările care cădeau peste tine au căzut peste mine. Vă dați seama de ce Scriptura ne spune că la așa ceva suntem chemați și noi? Dacă cineva te ocărăște pe tine, din cauza cui? Din cauza lui Iisus Hristos. Fii fericit. Din ce cauză? Iisus Hristos spune că cea mai mare fericire a lui a fost momentul în care a putut să intervină de partea Tatălui, să stea de partea Tatălui și să apere cu propria sa ființă integritatea și neprihănirea și sfințenia tronului lui Dumnezeu. Și a zis: eu preiau toată problema asta. Noi suntem chemați la o asemenea părtășie. Suntem chemați să ne înfruptăm din același har, și anume și eu să fiu prigonit pentru ca ocările care sunt adresate Tatălui să cadă asupra mea. Și este sensul adânc și profund, până la urmă, al ideii de prigoană. Zice aici: să faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni, dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. De ce? De ce? Mai sunteți cu mine? Mântuirea este decizia lui Dumnezeu de a se purta cu o iubire veșnică, de a ne iubi pe când noi nu iubeam, de a se jertfi pe când eram noi încă păcătoși, de a accepta prigoana pentru ca eu și cu tine să putem să fim fericiți, de a prelua toată ocara păcatelor noastre pentru ca Tatăl să poată să fie proslăvit. Aceeași ecuație, în aceeași ecuație acționez și eu și tu. Suntem o necunoscută care putem să acționăm de partea lui Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Dar este Dumnezeu care ne cheamă să trecem de partea Lui. Apropo, ați vrea, ați dori să vă trageți fericirea din Dumnezeu și nu din oameni? Să vă trageți fericirea din cer și nu de pe pământ? Ați dori să nu fim condiționați de tot ceea ce se întâmplă în jur, orice ar putea să cadă sub numele de prigoană, ci să fim
pur și simplu, permanent, constant, conștienți de faptul că îl apărăm pe Dumnezeu? Că Dumnezeu se laudă cu tine și cu mine? Că zice, l-ai văzut pe neprihănitul meu? Ai vrea să spună Dumnezeu în dreptul tău, sfântul meu? Pentru că așa vorbește Dumnezeu cu biserica sa la început. Sfinții din Corint, Efes și așa mai departe. Vrei să fii sfântul lui? Dacă accepți să fii sfântul lui, atunci bucură-te pentru faptul că Dumnezeu se laudă cu tine. Dacă se laudă cu tine, probabil că de aici încolo zice că nu e nimic mai de preț ca cunoașterea lui Iisus Hristos. Nimic. Și că din punctul meu de vedere, Filipeni capitolul 3, dau totul ca să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia cu suferințele Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung, dacă voi putea, cu orice clip, la învierea din morți. Amin. Nu-i nevoie să așteptați până când vor veni persecuțiile finale. Aveți posibilitatea să fiți lauda lui Dumnezeu acum, în aceste momente. Când veți binecuvânta, când veți da și cămașa, când veți merge 2000 de fiecare dată, veți fi lauda lui Dumnezeu pentru veșnicie. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Iisus, te rugăm să ne umpli viața de bucurie a faptului că Tu vii în curând. Umple-ne viața de bucurie a faptului că Tu lucrezi în viața noastră. Ajută-ne să ne bucurăm ori de câte ori în loc de 1000, mergem 2. Ajută-ne să ne bucurăm ori de câte ori în loc de haină, dăm și cămașa. Ajută-ne să ne bucurăm ori de câte ori primim o palmă și întoarcem obrazul celălalt. Ajută-ne să ne bucurăm ori de câte ori suntem blestemați pentru Tine, pentru ca să putem binecuvânta. Fă, Doamne, ca această Evanghelie să fie realitatea vieții noastre în biserica din Loma Linda. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin.